Bună, Simona! Bună ziua, doamna Cristina! Ce faci, draga mea? Vă așteptam, mă Da? pregătesc să lucrez, da? Ok. În primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să avem așa un interviu. Deci, pentru mine, știu, povestea ta cu siguranță inspiră mai multă lume și ești așa ceva foarte deosebit și de-aia am și vrut să avem interviul ăsta. Mulțumesc. Aș vrea un pic să-mi vorbești despre tine în mare, să-mi spui unde ești tu acum. Am 47 de ani, doamna Cristina. De profesie sunt economist contabil, dar nevoia, timpul, m-a învățat să fiu multifuncțională. Găsesc Ok. soluții, da, și locuiesc în Pitești, județul Ok. Argeș, da, și povestea mea a început să, într-o seară stăteam pe telefon și v-am ascultat din întâmplare povestea. Deci curajul dumneavoastră, cum ați pornit, cum pentru mine a fost o încurajare, a fost wow, n-am fost susținută de nimeni din familie când am pornit la drum, dar mă uitam mereu la. Erați în cursul 1, era de final și eu așteptam cursul 2 și tot scriam când începe cursul 2, când începe. Da. Ah. Și, da. Și am început să lucrez după rețetele dumneavoastră. Nu eram ca acum, așa, dar ce citeam din linkurile care le mai punea din astea, încet, încet. Prima dată a fost obiectivul meu, a fost să-mi cumpăr un cuptor electric. Ok. Da, e Da, un așa am început început. bun. Da, așa a fost obiectivul meu, să-mi cumpăr un cuptor electric. Și am început cu cozonaci. Da, și Oh. mi-am luat cuptorul electric pe care mi l-am dorit. Da? Și după aceea am început cursul cu dumneavoastră și munceam și făceam temele și tot așa și am întâlnit oameni dragi mie care au mâncat, da, care mâncau, da, din absolut orice, da? Din torturi, din improviza, îmi făceam și gen prăjituri din tort lungi, da. Și toții îmi spuneau, vai, ești mănăcerească pentru noi, ne plac și eu, da, le spuneam, eu fac cursuri și eu îi spuneam mamei mele mereu, eu o să ajung cineva. Asta e nu știu, eu o fac acum ca pe o plăcere chiar. M-ați înțeles? Da, Da. și mi s-a întâmplat și eu, între timp, necaz cu unul din copii și pentru că mamele pot orice, am muncit, doamna Cristina, datorită dumneavoastră, copilul meu e bine și eu. Mi-a găsit tot oful, toată durerea mea de mamă în aceste cursuri. Da, și în munca mea. În munca mea. Și am ajuns, chiar sunt, mă gândeam astăzi că vreau să vă trimit câteva poze la primii 4-5 clienți ai mei de torturi. Nu le aveam așa de bine coordonatul, dar Da. când Dumnezeu m-a ajutat și m-am liniștit pe toate planurile, am postat undeva pe Facebook-ul meu că exact cu cine am început, așa vreau să le mulțumesc. Și le-am făcut cadou un tort, dar și Da. căutam cine mi-a dat comandă de tort, cine a mâncat, mă uitam la poze. Și le-am întors înapoi un tort ornat și exact cum trebuie, da? Da. Da. Și îmi place, iubesc ceea Da. ce fac. Da? Mi-am îndeplinit alte visuri, un frigider de cofetărie, alt spațiu, așa. Felicitări.
Yes, da. Și este visul meu să deschid o cofetărie. O cofetărie unde pot la vedere, dacă mă înțelegeți. Adică tu să faci, da, și să ai și privitor. Deci să fie transparentă, da, toată treaba, da. Da, copiii să vină să bage mâna într-o cremă, să zică îmi place asta. Clienții să zică îmi faci un tort, vreau cu crema asta, cu crema asta. Da, asta e visul meu, de asta muncesc și de asta, nu știu, pentru mine, eu mi-am fixat obiective. Da, da, foarte bine. Deci ăsta e succesul când ai obiective. Simona, dar în prima fază, să zicem așa, de început, care a fost scopul, de fapt, pentru care ai decis să faci cursul? Deci, care a fost motivația, pasiunea sau alt motiv? Am așteptat o perioadă până am făcut cursul, dar am început între timp ce dintr-o plesneală, am citit. Și m-a încurajat discursul dumneavoastră, viața, povestea, brandului Ptode. Da. V-ați înțeles? Deci te-a încurajat faptul că la rândul meu am fost sinceră și asta a fost cumva o inspirație, cumva. Și mi-ați dat încredere în mine, vă dați seama, n-am fost susținută de familie, că îi deranjează cei din casă, soțul, copii, că stă toată ziua în bucătărie, că îi deranjează zgomotul, dar eu îmi notam ce pot eu să fac să nu fac zgomot, ce pot să fac să nu deranjez. Și după aceea am zis, ok, hai, o să îmi ating niște obiective, îmi fixez niște obiective, îi deranjează că bag tortul în frigiderul comun al nostru, de casă. Da. Mi-am luat frigiderul separat, deci niște obiective. Da, da, da. Da. A fost cine cazul fetii, deci cu fata, nu a fost pentru noi o lovitură și ca oricare mamă nu acceptăm că ni se întâmplă nouă, de ce copilor, dar toate loviturile acestea, doamna Cristina, sunt cu un scop, înveți ceva, învățăm ceva și eu nu le iau ca pe un rău care vine asupra mea, nu, este ca e o binecuvântare și fac ceva frumos din ele. Da, asta e o bună gândire, Simona. Asta, de fapt, așa ar trebui să fie, pentru că atunci putem accepta și să învățăm din ceea ce ni se întâmplă, știi? Că fără a vizualiza asta și de a încerca să pui vina pe cineva sau doar că ție ți se întâmplă, sau, știi? Asta, în afară de faptul că nu duce la niciun rezultat, te dărâmă și... Da, te îmbolnăvești și nu te mai ajuți nici pe tine, nici pe cei din jur, știi? Da, deci asta... Am aflat diagnosticul fetiței așa, într-un mod rapid. Știți că a fost cu pandemia, cu toată lumea întoarsă, așa. Am încercat și varianta. Refuz să mănânc, stăteam numai plângând, nu mai îmi păsa citeam de diagnostic foarte mult, dar... Dumnezeu mi-a îndreptat calea spre soluții. Ce pot să fac? Stau aici, acad, nu pot să mă duc cu copilul să o susțin nici la operații, nici la anumite investigații, sau mă ridic că mamele pot orice. Și atât de mult m-am legat de povestea familiei Ptode, brandului Ptode, încât, vă dați seama, eu n-am avut nici încurajarea toțului, nimeni nu mă înțelegea, bați, stai, muncești. Da, pe mine m-a ajutat. Cum e, Simona? Nici n-ai avut un precedent înainte, știi? Să zici că era o pasiune, toată lumea ți-o știa, era acceptată, toată lumea știa că tu faci prăjituri, torturi. Deci a fost o decizie probabil un pic spontană și asta n-or înțeles-o. Ce te apuci acum, că sigur nu ți iese, sigur nu, știi? Investesc bani. Vă dați seama, am avut utensilele. Totul să am asta, nu? Că trebuia să cumpere, așa e. Da, și ambalajele și tot mă loveam pe fiecare zi, am nevoie, ca să fac un tort, așa, am nevoie, am,
Da. Acum, tot așa cu ajutorul dumneavoastră, mi le permit și pot să-mi aleg, pot să am Da. muncit. Vă mulțumesc și eu din suflet că pentru mine a fost, vă dați seama, n-am fost susținută de familie, nici nu știu, nici cred că asta nu sunt, că nu înțeleg de ce muncesc. Pentru mine acum este o pasiune, iubesc. Eu simt Da. că am ajuns să îmi place cel mai mult să mă uit la un client, să-mi spună și am numai clienții mei, ați înțeles? Da, da, Da. da. Care îi iubesc, îi, cum să vă zic eu, îi venerez, îi binecuvântez, așa. De Da, exemplu, da. dacă am uitat, am băgat doi cozonași, am uitat eu să mi binecuvântez, parcă nu-mi cresc așa, doamna Cristina. Așa e, așa Da, e. da. Ce Și, transmiți? da, și îmi place să simt coca, îmi place să simt gustul, păi la prăjitura, de seară am prăjitura albă ca zăpada. Oh, super! Da. Una din Știți, preferatele mele. Da, da, știți, eu eram mică, mai micuță așa când era pe vechiul Ceaușescu, așa, Da. dumneavoastră poate ați apucat Am prins mai mult, da. Mai mult, dar doamna Cristina, acestea sunt cremele care noi le mâncam, așa mi-au Da, zis clienții, da, da. Nu? Tot Cremele ce ține fierte. de toate rețetele de la prăjiturile asortate, date Da? pe curs, alea sunt... cum să zic, rețete vechi, exact așa se Da, făceau da. și... Așa am zis clienții. Da, Clienții da. îmi zic. Și la torturi și eu, de exemplu, pot să fac dintr-un tort o prăjitură, pentru că vreau eu să Da. văd cum este, cum Da, se da. face. Da. Așa Da, și și... schimb forma, că practic dacă ai Da. tot ce ai nevoie, tu poți să faci orice formă, că e Da. Și o mulți formă de dintre clienții... prăjitură. Da, mi-i zic, doamna Simona, ce vreți dumneavoastră, orice. Dar eu întreb, vreți cu fructe, vreți... Doamna Simona, orice faceți e bun. Da? Da, Asta e da. o mare, cum să spun, consolare și un mare curaj care ți-l dă încrederea oamenilor, știi? Că Da. la urma urmei nu este despre făcut torturi, este vorba despre un pic mai mult, că acolo... automat, când e pasiune și îi pui suflet, automat Da. nu mai este o muncă, să zici, Da, muncesc, da. hai că dam de lucru, hai că... Deci nu, deci pur și simplu o iei și vizualizezi omul care vine și se bucură de ceea Da. ce ai făcut tu și îți Da. mulțumește. Deci Da, mulțumirea da. aceea sincere Da. Pe mine mă umple, îmi dă da, mă da, umple da. de o binecuvântare, da. Și vine să te Da, apuci repede de alt tort sau de altă prăjitură, Da, știi că... da. Îmi place să mă uit la client așa, puțin să-mi spună, că, când îmi spun, nu-mi cer ceva anume și îmi spun ce vrei tu, orice face nemaipomei, mă gândesc că aia este bună, haide să-i fac o combinație, aia este bun. Da, da. Da, da, deci... Da, îți dă și mai mult, îți dă libertatea să încerci, știi? Și atunci... Da. experimentând și lucrând acolo, e ca un mic Da. chimist, știi, că faci de alea Da. și de alea și gusturi și Da. arome, știu, La știu cum e. început, da, la început pentru mine, când m-am apucat foarte mult să muncesc, a fost perioada aceea cu fata. Da. Fiecare, eu, soțul, ne refugiam în ceva, vă dați seama așa, Da. și am zis copilul meu, am știut că pot cu dumneavoastră, chiar stăteam singur așa seara, că vedeți, nu toată lumea înțelege sau nu am spus la toată lumea, că nu înțelege nimeni. Da. Dacă încerca să spun ceva, așa, dar îmi faci ruladă, îmi faci prăjitură, da, Da. așa că mi-am văzut de ale mele și am muncit. Și a fost obiectivul să îl ajut și pe să ne ajut copilul la investigații, cu orice din bănuții obținuți. Copilul meu a mers la a treia clinică din lume, care este la noi în România. Este bine datorită. Deci ai putut să strângi o anumită sumă Da? de bani Da. și asta ți-a dat posibilitatea Da. asta, care cu în alte condiții n-ai fi avut-o, doar dacă te Da. împrumuți sau... Da, și mai, Da. da, am văzut cum e lumea, mai ales după COVID, lumea s-a închis mult așa, fiecare, nu știu, Da. ne-a afectat. Da, eu trăiesc într-o lume a mea,
care este lumea mea, este foarte frumoasă, este lumea dulcilor. Mie îmi place să, cum vine un client și dacă mai e supărat, dacă mai e, nu știu, așa, dar luați un ecler, dar luați, ia vedeți bucățica asta de tort. Cum vi se pare, da. Da, lumea mea e fericită, da, mie îmi place să fac oamenii fericiți. Și să încurajez că întotdeauna la orice există soluții. Nu există așa cuvântul, nu se poate. Pentru mine, devizia mea a fost mamele pot orice, doamna Cristina a putut, așa pot și eu. Da, și da. Am ajutat copilul. Inclusiv atunci când am plecat cu fata, am pus așa o postare și am zis, am nevoie de câțiva copii. Nu aveam comandă mereu de torturi în perioada aceea, deci așa. Uh-huh. Dar în perioada cu tare și cu tare, vreau să fac câteva torturi la copii, mi-am dorit. Ca am cerut în schimb să se roage pentru copilul meu. Iar eu când am fost cu ea, când am fost cu ea în Timișoara, să știți că nu m-a simțit singură, că familia n-a putut să meargă cu mine. Soțul s-a întors la cea mică, că mai am și o fetiță de 11 ani, cea mare are 28. Da, și eu aș știu că acolo nu sunt singură. Eu vă aveam pe dumneavoastră cu povestea care a început brandul Iftode, da? Da, așa. Da. Și aveam cu mine, aveam cursurile, citeam. Și îmi imaginam cum fac ceva și mă duc acasă și o să fac și mai mult, și mai mult, și mai mult. Uh-huh. Da. Foarte mult m-a ajutat și cred că pentru multă lume, dacă are răbdarea să asculte, să vă asculte acea prezentare, să știți că toți înțeleg un mesaj. Da, eu practic asta am vrut. Am vrut, de fapt, și vreau să scot în evidență că nu este doar un fel de mâncare, deci mănânci ceva. Este practic mult mai mult decât atât. Este o bucurie. Întotdeauna am spus, când ai un tort dăruit de cineva sau îl dăruiești cuiva, acolo este bucurie, este fericire, îi surpriză, îi, știi, ceva care doar în momentele plăcute și de bucurie le transmiți. Știi că la un ecaz nimeni nu se duce la cineva cât e de supărat să-i ducă un tort. Știi că parcă nu își are locul. Deci este ceva care însoțit de bucurie și de speranță, știi? Cumva face legătura asta și probabil asta și transmite mai departe. Cred că de aici vine și pasiunea, știi? În afară de faptul că multă lume și-ar dori să poată să facă torturile visate sau, știi? E bine când totuși ai și pasiunea asta să treci la următorul nivel, exact cum ai făcut și tu, probabil ție ți-a plăcut, ai vizualizat alte torturi sau ceva și după aia ai simțit că ai putea și tu să faci, știi? Deci că nu e nimic imposibil. Exact cum a spus dumneavoastră, dacă eu am putut și voi și... Da. Că și eu am spus întotdeauna că n-aveam un talent anume să zici că sunt pictor sau sunt sculptor, ceva. Deci am o abilitate din asta de desenator sau ceva artistic. Nu a fost, a fost doar pasiunea asta să fac dulciu și nici cel puțin torturi. Eu am făcut, știi, că am început să fac numai prăjituri și... Pentru că astea și era tot pe tradițional, numai tradițional, ce știam eu de la mama, de la bunica, torturile au venit așa ca o provocare și ca ok, a intrat acum, hai, fă că... O să mă duc și eu nevoie de multe, așa, dar tot așa, treptat, îmi fixez obiective și vreau să fac și... Da. Este un plan foarte bun, Simona. Pentru că în clipa în care ai un obiectiv și știi unde vrei să ajungi, nu mai rătăcești, știi? Nu te mai bate bancolo, știi? Tu știi că ai obiectivul tău și tu trebuie să ajungi acolo. Să faci lucrul ăla sau să îți cumperi lucrul ăla. Sau, mă rog, obiectivul poate să fie fără limită, știi? Că dorințele sunt singurele care n-ar trebui să aibă limită. Dorința și speranța și... Da. Și dacă îți fixezi obiective, indiferent de vârstă, indiferent de mediu, de absolut orice, indiferent,
poți să faci absolut, adică faci, îți spui un obiectiv și n-ai cum să nu mergi înainte. Nu ai exact. Sunt cursurile atât de, cum să vă zic, în descriere, deci am anunțite tot, este grupul de susținere, că și eu mai întreb, mai, care da, m-a ajutat. Da, da grupul. Da, și mie îmi sunt dragi, da, fiecare și da. Sunt experimentate și au încercat da, și alte... Și ele își spun acolo cu sinceritate, asta e un foarte mare avantaj. Știi că suntem, da, întotdeauna am zis că comunitatea și faptul că poți să vorbești cu cineva, să întrebi, că se poate începe, de exemplu, de la o discuție foarte tehnică și să ajungi și la, știi, să ai așa o fuziune și cu, pe alt plan, cu femeile sau cu cineva din grupul ăla, știi? Și da. E foarte important, pentru că chiar am auzit atâtea povești de viață, de nu poți să-ți imaginezi da. Câte... Poate și cel mai... cel mai tânăr băiat da. Care îi place, poate dacă își fixează un obiectiv, eu vreau să ajung, da. Nu știu, să fac o tare, poate. Ați înțeles? Da. Deci, poți, dacă îți fixezi obiective, poți orice și mamele pot orice. Da. Și îi spun mereu mame și astăzi i-am spus, mamă, eu astăzi o să vorbesc cu doamna Cristina, eu o să ajung om mare. Și mama se uită, ce bine, mamă, dacă tu așa zici, da. Așa mamă, să zici, Simona, da. Așa și să nu te lași, pentru că ai toate calitățile pentru asta. Ai toate calitățile pentru că ești și ambițioasă, și îndemânatică, și perseverentă, și cu o gândire bună. Multifuncțională, da. Da, am și alt job și așadar, dacă vrei ceva, poți. Și inclusiv au multe mame cu copii mici, că nu mai pot, că n-am timp, că așa. Sunt nopți când am așa, mă culc și la 4 dimineața. Dimineața la 7 mă trezesc să ornesc, așa am învățat de la dumneavoastră. Da. Da? Așa merg. Deci, da, da dimineața, da. Indiferent că este sâmbătă, că e da, duminică, acum da. Chiar așa am făcut, la 7 m-am trezit, a trebuit să ornez la 9, a venit clientul, da. Sigur, să-i dai un pic de timp, perfect, perfect, da. Așa se face, sigur. Da. Simona... Îmi place să lucrez pentru oameni, iubesc da. Oamenii, da, iubesc oamenii și vreau să fie toată lumea fericită cum sunt eu. Da, asta da. E bine. E bine că o să primești înapoi înzecit întotdeauna. Așa am pățit, așa da. Mi se întâmplă și mie și îți spun câte binecuvântări și câte... Da. Deci am rămas surprinsă. Deci exact același lucru este și la tine, pentru că practic este mai da. Mult decât a face un fel de mâncare, zic eu. Este, da, da. Este acolo... Îmi trimit clienții poze cu bucata de tort sau farfurile da. Goale. Goale! Da! Așa, vai, ce... Am așa o satisfacție. Da. Te cred, te cred, Simona, da. Te cred. De fapt, adică, asta... Se merită, doamna Cristina, poate mult, nu ne înțeleg, nu știu de ce, așadar, dacă îți dorești ceva și decât să stai să-ți plângi de milă, da? Da, așa că eu așa spun la toată lumea, caută soluții. Fă un curs. Da. Reinventează-te. Da, eu am da. Avut și norocul și binecuvântarea asta să într-o seară stăteam pe telefon și chiar v-am am apărut și eu. Da, da. Ce am citit, am luat, am dat distribuire pe telefonul mamei, cred că pe mesul mama, și mereu mă uitam, și mereu mă uitam să spăla totul, să strâmba, ah, iar bat, oh, iar aud bolurile, iar, da, sau mulți prieteni, bah, iar faci, ești nebună, iar, da, eu trăiesc într-o lume colorată, visez numai torturi bune, frumoase. Da. Da, da, da. Așa-ți și ies, Simona. Da. Așa-ți ies exact cum ți-e sufletul. Da. Și putem. Și da. Alții ați transmis ceva.
cel puțin mie personal, prin cuvinte dumneavoastră, mi-ați transmis ceva, m-ați încurajat, mi-ați dat un... A fost nevoie de cuvântul acela ca eu să zic, eu pot, doamna Cristina, tu poți și eu. Fără mă bucur, sprijin. Mă bucur că am putut să fac asta. Mă bucur că s-a ajuns dincolo de ce am vrut de cuvinte și am putut să ajung, pentru că ăsta a fost, de fapt, scopul. Da, că la urma urmei... Poate, doamna Cristina, poate toată lumea, indiferent de vârstă. Așa e, așa e. Da. Și cu vina, eu sunt bătrână, mai pot, eu mai fac. Ba da, poți. Poți. Tocmai făcând asta, vei putea mai mult. Pentru că, zic eu, dându-te înapoi și găsindu-ți fel și fel de obstacole, nici viața nu-și mai are rostul. Și atunci se termină. Eu nu cred în, se termină curând. Da, eu nu cred în vârstă. Soacra mea, că mai aud că, bai, mai am un pic, fac 80. Nu există vârstă. Există tu, există viață la 80 de ani. Da, există... și cum te simți, da. Cum te simți, tu, ce e mare. Eu mai glumesc și mai întreb pe soțul meu, anul ăsta câți ani fac? Da. Dar într-o zi o să fie mândri de mine. Da, sunt convinsă că deja au început să fie deja, Simona. Sunt convinsă. Da, eu o să ajung o mare, doamna Cristina. Da. Așa o să fie. O să fie. Da. O să fiu acolo, o să fiu acolo ca să fiu prima ta admiratoare. Da, și pot, poate oricine să facă. E vorba de oricine și ce, unul mic. Și o fată care, dau un exemplu, la 17 ani am fost nevoită să încep serviciul, la 18 să lucrez. Dacă știam eu de atunci, dar nu erau așa. Da. Deci oricine poate să facă. Eu am lucrat și la stat, am lucrat și în privat, m-ați înțeles? Una este când lucrezi tu, așa, și una e când îți impune cineva ce să faci. Poți să-ți faci tu programul tău. Poate că îmi place, da, mă. Da, și ai alegerea ta, simți dacă vrei să iei o comandă, dacă nu vrei să o iei, dacă poți să o faci, dacă persoana cui o faci, știi, că poți să fie și oameni dificili și dacă ai feeling-ul ăla mai degrabă, spui, îmi pare rău, mai bine mergeți în altă parte sau ceva de genul, știi? Dar ai, cum să zic, ești liber să ai tu viața ta în mâinile tale, nu să ți-o coordoneze cineva, da? Pentru că am fost învățați să fim crescuți în felul ăsta, știi, să fim foarte bine, buni executanți pentru alții, știi? Da, pentru, da? Și atunci noi, cel puțin din generația noastră, foarte greu ne-a ridicat și ne mentalitate și așa. Eu m-aș bucura tinerii din ziua de astăzi să vadă un pic altfel lucrurile, dar practic faptul că poți să decizi soarta ta, asta e un semn de libertate și eu consider că dragostea pentru Dumnezeu și libertatea sunt, știu eu, primele lucruri care ar trebui să existe în viața noastră. Lucruri, da, și eu încurajez și fetele mai tinere, că le văd ca pe copiii mei. Poți orice, să plângi. Tante Simona a rămas fără servici, dar poți, fă asta. Da, dar încearcă asta, pentru că practic nu ai nevoie de foarte mult. Știi ce ai nevoie? Într-adevăr, uite, eu cum am ieșit și mi-am spus eu povestea mea în cursurile astea, povestea constând în absolut ce fac eu acum, după atâtea și atâtea experimente, spunându-le cu sinceritate, normal că ți ies lucrurile, că exact cum îmi ies mie aici, așa ți ies ție, că facem același lucru, da? Fără niciun fel de secret sau ceva, știi? Și practic, ele pot fi ușoare atâta timp cât ai o informație bună, și pe care te poți baza, știi? Eu mă bucur că am putut să transmit încrederea asta, pentru că eu știu că pe internet sunt milioane de rețete, nu există o limită, înțelegi? E ca și când de ce mai fi ales pe mine, de exemplu, nu? Dar mă bucur că am putut să transmit asta și, cum ai spus și tu, sunt foarte multe tinere
tineri care poate încă sunt debusolați, știi? Încă nu știu, că e foarte greu la o vârstă fragedă să știi încotro să o iei. Parcă tot timpul ar trebui să-ți spună cineva să faci asta, să faci aia la altă, că nu știi. Și atunci poate fi o opțiune că, cu care poți să rămâi ca și la nivel de hobby, de casă, de cât e de frumos, poți să faci lucrul ăsta pentru ai tăi, sau poți să faci și bani. Și atunci... Nici nu, practic, ar trebui cumva să existe opțiunea asta în care cel puțin o femeie, ca și gospodină, ca și sufletul casei, chiar ar fi indicat să poată să facă lucruri până la un nivel care Bial consideră că e suficient pentru ea și familia ei. Deci eu mă bucur pentru tine personal că a fost cazul tău. Un lucru care, de fapt, eu l-am simțit întotdeauna. Deci, că nu este vorba doar de a coace ceva. Că poate acolo să fie mai mult, știi? Și un lucru făcut cu dragoste, un lucru care te cuprinde cumva, te poate scoate din foarte multe stări care nu sunt la locul lor, știi? În care acționezi, faci ceva și atunci și psihic și din toate punctele de vedere un pas înainte, știi? Și ajută foarte mult. În cazul tău s-a ajuns până la financiar. Am ajuns și să refuz că sunt om. Te cred. Adică sunt om, Dar mai zic. Soțul îmi zice, iar ai zis că faci și tu o pauză, dar nu pot, că e vecina, că e ziua ei, e o bucurie, tu dai seama? Da. E o bucurie, îți dai seama că e ziua lui Cutare, păi dar nu cunosc, dar o știu eu, e ziua ei, e ceva unic. Da, Simona, și te gândești în cazul ăsta că sunt femei, fete, chiar și bărbați, care și-ar dori să aibă o comandă. Înțelegi? Pur și simplu au obstacolul ăsta, știi? Ok, am învățat, dar eu nu știu, la mine nu vine nimeni. Nu-mi cere nimeni, am spus, dar nu vin, știi? Și chestii din astea. Deci pur și simplu, asta e o mare binecuvântare. Că... Da, și de-aia le mulțumesc și sunt, eu datorez multe oamenilor aceștia în care eu mă învârt mediul acesta. Pentru că, datorită lor, eu pot să-mi fac temele, pot să, ce-mi propun, vreau tortul cu tare să-mi iasă așa, vreau. Și am comenzi, da. Dar și eu la început, v-am zis, îmi spunea, venea, mai am și alt job și tot așa lucru cu clienții și venea și îmi zicea, vai, dar tu știi ce mi s-a întâmplat mie, că mi s-a stricat la mașină, nu știu ce. Doamne, ia, luați aici un ecler. Așa, găsiți o soluție, lăsați că se repară, spuneți-mi cum e eclerul. Foarte bun, doamnă Simona, cum vreți. Da. Și cel mai mult în imagine am cum a pornit eu, doamna Cristina. Doamna. Da. Lângă mine, da, deci nu uit când am pornit, dar eu povestesc la multă lume cum am pornit eu. Da. Aveam dat tot așa la cineva care făcea lucruri de casă, eu cu o vecină de bloc, pe scara alăturată, are un salon de coafor. Eu cu ea aveam comenzi de cozonac și de ecleruri la o doamnă care făcea casă. Și făceam socoteala când a început, când am dat de necazul fetii și am zis așa: care sunt prioritatea copilului numărul 1, ce fac, ce scădem, ce organizăm financiar. Și am zis, refuz la cozonaci ăștia, că am luat să aibă și mama, să am și eu, să fac și cadou și așa, refuz la eclerele astea, așa. Și seara asta te-am vă ascultam, credeți-mă, m-am apucat de cozonaci pe la 5 dimineața. Am făcut cozonaci, la ora 8 am sunat-o, 8-9, cam așa era, am sunat-o pe doamna care are salonul, vrei să cumperi un cozonac cald? Vă dați seama, la dimineața? Cum? Vrei să cumperi un cozonac cald? Da. Ce? Cum? Da.
M-am dus un cozonac, un, o hârtie de copt, că nu aveam pungi de da, special. Da. Și cât îți dau pe el? I-a cerut bănuții, mi-a dat. Clienta care a fost la dânsa a mâncat, i-a plăcut, m-a sunat, mai un cozonac? Da. Și făceam cozonaci. Clienta s-a dus la șeful la magazin, șeful a mâncat, i-a plăcut, vreau cozonac. Și așa am început. Și da, după o săptămână m-a întrebat prietena asta, dar e salonul deschis. Bă, dar ai pe soacăta la tine sau pe maică-ta? Și zic, Doamne, nu, ele nu prea să implică așa. Mama mai mă ajută la spălat vase, dar nu-mi permis să spun la cineva să mă ajute. Da? Și i-am spus, eu fac. Eu fac după doamna Cristina Iftode, păi dacă tu intri pe așa, da, dacă tu intri să vezi, păi îți dai seama și asta a început, așa a început povestea. Da, da, da. Ce frumos. Da. Ce frumos, da. Da. Oh, Simona, așa poveste frumoasă de viață care cu siguranță o să inspire multă lume, multă lume și cum ai spus și tu și ai speranța tinerii să vină așa, da, știi, din urmă și să prindă curaj și să prindă drag de a acționa un pic, să... Da, și să fie independentă, din... să facă ceva, să fie... unei când îi cer mamei tatălui, dă-mi bani sau nu știu ce, unei când da, muncești tu, ia-ți, ți-ai mașina care vrei tu, ți-ai, ce-ți dorești tu ca și... Exact, exact. Da, obiective, da, cum ai spus și tu. Obiective, da. Să învețe să-și pună obiective, da, da, da. Obiective. Da. În momentul când ai un obiectiv, atunci nu faci. La început am plecat, nu aveam platou rotativ. Și am improvisasem eu un carton de un burete din aceea, spumă. Da? Da, da, da. Spumă, așa, dar credeți-mă, de-abia am așteptat 10 octombrie de ziua mea. Pentru că am cerut mamei și surorii cadou platou rotativ. Dar eu vreau doar de calitate, care am văzut eu, da. Da, am, da. Am cerut poșuri de unică folosință la niște prieteni și nepoți. Ba, voi sunteți mici, n-aveți banii. Eu vreau poșuri de unică folosință. Că alea vă permiteți. Soțului i-am cerut, da, cursurile. Soțurile sunt cadou de la soț, mi-a zis, dacă tot te văd așa pasionată, fă ce vrei tu, dacă vrei, te duci nu știu unde. Nu, eu fac cursuri. Da. Și de-abia aștept iară ziua mea, doamna Cristina. Da. E bine că ai obiective. Da, da, da. Da. Oh, Simona, mi-a făcut o deosebită plăcere să vorbesc cu tine. E, sigur, sigur o să inspire multe femei, multe tinere, multe, știu eu, doritoare care poate nu văd o ieșire dintr-o situație, dintr-o, da, deci că totul este posibil, deci situația ta, da, da, care este implicată, știu eu, copilul tău cu o boală, cu, deci asta, da. Pe mine m-a ajutat enorm, doamna Cristina, extraordinar, și financiar, dar și, cum să vă zic, eu având de lucru, eu muncind și revers, că am așteptat investigații, am așteptat să găsim loc de operație, am așteptat și nu eram decât cu Dumnezeu. Am zis, Doamne, tu poți și tu mă întâlnești omul să ajung la cine am vrut eu și copilul meu să fie bine. Când a intrat fata în operație, i-am zis, mami, aici te-am lăsat la Dumnezeu. Atât, eu sunt cu tine, dar acum ești pe mâna Maicii Domnului și a bunului Dumnezeu. Și o să fii bine. Mi-a zis, mami, i-am intrat așa de senină în operație și am ieșit așa de senină, că tu mi-ai dat încrederea aia, Doamne, și așa a fost. Este ce foarte frumos, da. 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 Și acum o fac și din plăcere și banii mă ajută foarte mult și de-aia muncesc și că dacă nu muncești, doamna Cristina, nu faci nimic. Da, da, știu. Da. Nu te ajută, nu te ajută cu nimic inactivitatea și neacțiunea, da, și un scop și un vis și o, știi? Da. Că practic la asta se rezumă viața într-un final. Da. Da, cum ați putut dumneavoastră, am putut și eu, exact, și așa, exact, pot toți. Așa e. Cine are acces la un telefon, poate.
Da, atât da. un Da, telefon. omul e singurul care își pune singur obstacole, știi? Deci Da. e singurul sabotor, să Da, zicem așa. da. Că rest nu, nu există. Știi ce mai fac când îmi iau câte o zi liberă? Îl rog pe soț să mă ducă la cofetărie. Și da, îmi lipsesc. Da, da, da. Asta iar e eu știu, o satisfacție a mea. Îmi fixez câte o zi, o oră, hai, du-mă la cofetăria că am văzut reclamă la ea, du-mă, îmi cumpăr ceva. Da. Și, nu, deci nu se compară, doamna Cristina, aveți rețetele copilăriei, exact așa îmi zic Da, clienții. da, exact. Rețetele copilăriei și la ecleruri și crema de la albă ca zăpada, fac rulouri și le umplu, este extraordinară și Da, na, da. la cremeș, ai de mine, da, la cranț, la fel. Și torturile sunt, ce să vă zic, dar știți ce îmi place? Că mă invită clientul și mănânc o bucățică de tort. Da, da, Ești păi, musafir, ești... Da, păi da, m-a invitat mai mult și să știți că am fost. Sâmbăta trecută n-a vrut soțul să mergem, că ne invita, i-am zis, hai că vin, au făcut la un restaurant și eu am făcut tortul și am zis, vai, nici din tortul ăsta bun, e cel mai bun tort din lume, eu așa le zic la toate, cel mai bun tort din lume, dar zic, aș mânca o felie, da, mai mi-a adus, nu pot să mănânc mereu, vă dați seama, mereu, dar am Normal. făcut la cineva lemon curdul, dar cu lămâie, da, cu portocale. Portocală, da. Vai, da, deci doamna aceea pentru mine de două ori l-a comandat, ultima oară mi-a adus și mie o bucățică și soțul. Și am mâncat, da. Și mă bucur că mă invită cineva să mănânc. Asta e un semn de prețuire. Deci pur și simplu da? Omul ăla mulțumește felul ăsta, știi? Că da. Ai făcut lucrul ăla atât de bun pentru el încât te-a servit. Deci e un semn Da, de prețuire ăsta. Da. Mereu zic că o să fac tortul ăla, că n-am mâncat niciodată, dar vin comenzi, da, de seară fac albă ca după amiază mai târziu, fac albă ca zăpada minunată, fac ranțul, da, da. A, ok, da, pardicuță. Da. Te aștept Vă de seară mulțumesc. Și la Zoom, să ne uităm la Zoom, să vorbim. Da. Dacă Da, ai... da, îmi plac de fetele noi, da, de da, fetele da. Noi, da, mă regăsesc când puneam întrebări, da, și le încurajez și le doresc să nu dea înapoi, să meargă da. Pe obiectivul acesta, că o să-și aduc aminte de vorbele, eu, cum mi-aduc eu aminte de vorbele dumneavoastră și le o să-și aduc aminte de vorbele mele. Da, da, da. Sper să Deci, inspire pe toată lumea și să fie da. Focusate un pic pe lucrul ăsta ca să... Ai Da. și rezultate, da. 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 Și să încerce Exact. Odată. Da, încearcă, mănâncă, îi Și cum place. e, Dă-o. deja în clipa în care au plătit un curs, Da. cursul are și un alt preț față de ce a fost la început, un pic, știi, și faptul că plătești, nu e ca un lucru pe gratis, n-are importanță. Cumva când plătești Da. pentru ceva, îi dai și o altă importanță, știi? Și ăsta iarăși e un lucru bun, pentru că se poate focusa Da. pe importanța respectivă și să aibă succes, știi, într-un final. Dacă Da. nu, deja ne apropiem, cred că, de 500 de cursante în total, Da. deci Da. multe. Mult. Doamne ajută la multe înainte și Da. Nu știu, cursurile acestea sunt extraordinare. În primul rând, Da. dumneavoastră sunt un om extraordinar. Ați văzut, faci mulțumesc, curs Simona. Numai de cofetărie, de atât, crema scrie, da, dar faptul că comunicăm și suntem comunitatea, mă iau, Da, întreb colegele, cu ce crema ai ornat? Mi-a plăcut decorul, îmi scrie, da, cum, da, da. Da? Cum E... ai făcut inserția, cum și noi comunicăm între noi. Da, Da? Și îmi place, cum să zic, e foarte bine că sunt din țări diferite și, de Da. exemplu, în zona ta poate să zică, uite, du-te și cumpără de acolo, ia din aia, fă cu aia, Da. că pur și simplu este încercat deja de cineva și te ajută mult că nu, că asta cu ingredientele e un pic o barieră, pentru că Da. Până le descoperi. până le descoperi, după Da. gata, știi?
Dar până le descoperi, ajută foarte mult că mai e cineva care e de acolo și îți spune, știi? Deci e foarte important. Da. Și comunicarea, da, și faptul că întotdeauna am comunicat și punem întrebările. N-ai cum să nu, n-ai cum să dai greș. Și ne ajung oamenii care sunt înscriși la curs, sunt binecuvântați. O să ajungă oameni mari. O să ajungă oameni mari, doamna Cristina. Ca și tine. Cu tine în frunte, să știi, asta va fi. Toți putem, da. De multe ori când, mă duc, hai să merg la cufeteria cu tare să mănânc și o prăjitură. Nu se compară, doamna Cristina. Nu se compară, pentru că noi facem cofetărie artizanală, Simona, și altceva, știi, când tu deja faci foarte multe lucruri personalizate sau nu schimbi nimic din rețetele inițiale, înlocuim cu ceva prafuri ajutătoare și așa, automat, normal că găsești gustul care, la care te așteptai și care era atunci, știi? Da. Automat, pentru că asta e, din păcate, ca să reziste o prăjitură, sincer îți spun, dacă o faci cu așa ceva, rezistă o săptămână și dacă nu, cât îți ține un ecler sau o savarină sau ceva făcută sau cu friș? Cele congelate, nu se compară. De torturile întrement sau congelate, nu se compară. Da, așa e. Da, așa. Și acum, deci nu se compară. Nu se compar. Și sper să cum să vă zic, să mulți să decât să vă asculte. Să nu se gândească am nevoie de bani, fac cursul, decât să vă asculte și atunci au chestia asta, am putut și ei pot. Da, eu am plecat cu torturi și prăjituri la 45-47 de ani. Da. Deci a fost începutul, de fapt. Da. Atunci a fost o chestie de hobby. Tot și după aia când am deschis aici, am început. Deci nu mai eram deloc tinerică, știi? Da. Soțul 50 și... când am deschis, Admir faptul că și copiii, și eu încerc să le inspir copiilor, să le... Haideți să urmăm. Hai să făm și mie un videoclip cu un tortulez frumos, să transmit un mesaj, așa. Da. Eu încerc, admir și soțul și familia că a spornit, am văzut și copiii cu ce au deschis, Doamne ajută să fie bine. Da, și noi încurajăm să fie așa, de sine stătător. O să fie, doamna Cristina, o să vedeți ce bine o să fie și ce... Da, chiar prietena lui fiică mea care lucrează în Germania acolo, i-am trimis și i-am zis să mergi când ai timp. Să ne sună înainte că noi funcționăm ca laborator acum, nu mai avem cofetăria propriu zis, avem doar laborator. Da. Și atunci lucrăm pe comenzi și pe tot ce avem. Da. Simona, draga mea, eu îți mulțumesc din inimă. A fost așa un discurs sau o chestie. A fost eu te-am cunoscut și am mai vorbit cu tine, povestea ta de viață pur și simplu m-a încurajat să plec și eu mai departe și să-mi dau seama că e bine ceea ce fac, pentru că și eu am plecat. Așa, hai să zic și eu niște rețete, să vedem dacă le face cineva, ceva de genul. Că... Da, dar pur și simplu m-a încurajat să cred că este bine ce fac și atunci să continui cu aceeași sinceritate și cu inimă deschisă. Și practic atunci lucrul ăsta este singurul lucru care ajunge la om, pentru că trebuie să știm și am înțeles lucrul ăsta că... Nu mai există autenticitate, că totul este foarte plastic și practic omul are nevoie de o conexiune. Și atunci să ne conectăm între noi prin pasiunea pe care o avem, prin fiecare cu resursele lui. Da, de exemplu, eu am putut să-ți spun ție o rețetă, cum să o faci bine. Da. Tu la rândul tău ai avut o mărturisire despre
ce a însemnat pentru tine asta și automat toate astea ajută pe altcineva și pe altcineva și practic ăsta este scopul, să fim da, tot uniți. Un pic mai buni și mai... Da. Și atunci... Eu cred că lumea asta bună și fericită și... Exact. Și să știi că este doar alegerea noastră să fim așa. Să fii da? Buni și fericiți. Da. Pur și simplu alegerea noastră. Da. Și putem orice. Noi o să ajungem oameni mari, doamna Cristina. Așa e, așa e. Eu mă bucur că am intrat și v-am văzut. Și eu mă bucur, Simona. Îți mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp pentru interviul ăsta și cu siguranță ne mai auzim. Da, te pup doamne. Și oricând ai nevoie de ceva, cu mare drag. Știu că mă bazez pe dumneavoastră. Vă mulțumesc! Cu drag întotdeauna, Simona. Te pup, draga mea. La revedere! La revedere!